Ministerul Transporturilor a anunțat că intenționează să construiască un pasaj suprateran pe DN1 pentru a reduce ambuteiajele în apropiere de Râșnov. Pasajul va avea și un sens giratoriu suspendat cu două benzi. Lucrarea costă peste 26 de milioane de euro, dar nu are încă un constructor desemnat. Licitația ar putea începe în câteva săptămâni, iar șantierul din toamnă. Construcția ar putea să dureze 2 ani și jumătate. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.